Astăzi, 5 septembrie 2023, în plenul ședinței Senatului României, senatorul Vasile Căpotecă și-a anunțat demisia după 20 de ani din PNL și dezafilierea de la grupul senatorilor liberali la grupul parlamentar PNL din Senat și afilierea la grupul senatorilor AUR. Vasile Căpotecă a declarat pentru Hunedoara 1 TV că a decis să demisioneze din PNL deoarece nu este de acord cu măsurile de austeritate impuse de PSD, dar și pentru că actuala conducere a organizației județene PNL Hunedoara nu poate să facă ordine în organizație. După demisia din PNL, în timpul ședinței Senatului, Vasile Căpotecă a anunțat afilierea la grupul senatorilor AUR. Văd că e din ce în ce mai greu să ajung la tribună, așa că îmi face mare plăcere să și în același timp o mare neplăcere să fiu astăzi aici pentru un lucru pe care după 20 de ani de Partid Național Liberal nu m-am gândit că o să-l anunț. În urma demisiei mele din Partidul Național Liberal sunt obligat, și așa este procedura, să anunț dezafilierea mea de la grupul Partidului Național Liberal, cu o mare durere în suflet, fiind niște colegi absolut minunați și de care sunt atașat profund. Aceasta este viața. Dacă Partidul Național Liberal nu știe să-și trateze oamenii, atunci și oamenii se duc. De astăzi, cu mulțumirile mele exprese președintelui partidului și domnului Claudiu Târziu a grupului AUR, voi fi afiliat acestui grup. Le mulțumesc, vă mulțumesc și sper să continuăm împreună. Mulțumesc! Vasile Căpotecă a declarat pentru știrile Hunedoara 1 TV că așa cum era previzibil încă de ieri, am anunțat grupurile despre demisia din Partidul Național Liberal, despre dezafiliere și demisia din Partidul Național Liberal ca să îndeplinesc visul de aur a filialei Hunedoara și care se chinuia să, mai zilele trecute și mai lunile trecute să mă dea afară din partid. Am plecat eu, deci pot să fie liniștit și să lucreze spornic pentru postul de senator pentru 2024. Deci, odată a fost această problemă. Ieri am anunțat, astăzi am pus în practică ceea ce am spus, adică m-am dezafiliat și m-am afiliat așa cum am avut propunerea și îi mulțumesc președintelui Sibiu și Claudiu Târziu pentru faptul că au venit, mi-au întins o mână și m-au cooptat în grupul AUR unde activez la această oră. Astea sunt ceea ce s-a petrecut până la această dată. Vorbim despre motive, faptul sunt motivele din filială și sunt motivele legate de politica Partidului Național Liberal. Despre alte motive privind demisia senatorului Vasile Căpotecă din PNL după 20 de ani de activitate, vom reveni cu noi declarații în jurnalul de mâine.